Și în această dimineață aș vrea să ne întoarcem la un text pe care l-am mai citit, să recitim două versete. Unul Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23 și 24. Și vom încerca să vedem unul din atributele lui Dumnezeu, așa cum am văzut, credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Așa cum aminteam ultima oară când ne-am mai oprit la versetele acestea, ne propusesem să vedem odată în detaliu ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu. Acest atribut care este specific ființei lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu. Și vom încerca să vedem texte din Cuvântul lui Dumnezeu și din contextul legământului legii, al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Moise, și vom vedea ce a însemnat acest legământ care aducea un popor în relația cu Dumnezeul unic. O relație specială în care Dumnezeu se angaja prin legământ să binecuvinteze și se angaja în același timp să și disciplineze. Un Dumnezeu statornic, pentru că Dumnezeu este credincios. Și vom vedea contextul legământului mozaic, felul în care Dumnezeul credincios împlinea promisiunea binecuvântării în viața poporului. Vom vedea credincioșia lui Dumnezeu asociată cu îndurarea și mila lui Dumnezeu. Vom vedea credincioșia lui Dumnezeu asociată cu bunătatea lui Dumnezeu. Dar vom vedea și credincioșia lui Dumnezeu asociată cu dreptatea lui, cu sfințenia lui. Vom vedea credincioșia lui Dumnezeu legată de disciplina pe care El o administrează în forme dintre cele mai categorice, așa cum o găsim în relația lui Dumnezeu cu poporul Său și cum ne este descrisă în Vechiul Testament, vom vedea judecata lui Dumnezeu legată și ea de credincioșia lui. Dumnezeu binecuvintează, dar Dumnezeu judecă. Și vom vedea aceasta și un nou legământ, așa cum am citit și în dimineața aceasta, un legământ mai bun. Vechiul legământ era centrat pe un Dumnezeu credincios. Și noul legământ are în centru tot credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia Domnului Iisus în această slujbă constantă a Lui ca fiu în casa lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu care ne acordă siguranța părtășiei a comuniunii cu Domnul Iisus Hristos. Vom vedea credincioșia lui Dumnezeu în nou legământ care ne vizează pe noi ca oameni mântuiți. Credincioșia lui Dumnezeu care ne dă biruință în ispită, dar care ne ajută de asemenea și în formarea unui caracter integru în credinciosul care a trăit experiența aceasta a nașterii din nou și este un copil al lui Dumnezeu. Vom vedea, așa cum am văzut de fapt, credincioșia lui Dumnezeu legată de siguranța sfințirii celui credincios.
legată de siguranța iertării celui credincios. Pentru că Dumnezeu este credincios, avem asigurată iertare. Vom vedea legată de credincioșia lui Dumnezeu, siguranța împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este un Dumnezeu credincios. Și ce a promis, El va împlini. Vom vedea însă și siguranța, certitudinea disciplinării celui credincios. Și am văzut lucrul acesta și în Vechiul Legământ. Și lucrul acesta este valabil și în Noul Legământ. Un Dumnezeu credincios va disciplina pe copilul său atunci când el, copilul său, se va dovedi necredincios. Vom vedea apoi siguranța unei judecăți finale, drepte, pe care Domnul Iisus Hristos, martorul credincios, o va aduce pe pământ. În cartea Apocalipsei vom vedea o carte a judecății lui Dumnezeu, vom vedea credincioșia lui Dumnezeu în exercitarea judecății prin Domnul Iisus Hristos. Acum Dumnezeu este credincios ca să dea har copiilor săi. Va veni o vreme în care Dumnezeu, cel credincios, va aduce judecata pe pământ prin acela căruia îi va delega toată autoritatea judecății. Acum Domnul Iisus a primit această autoritate a mântuirii și a asistării pe care o face El ca mare preot, ce am citit și ne-am adus aminte și în rugăciune, ce înseamnă Domnul Iisus credincios ca mare preot care mijlocește pentru noi. Dar va veni o vreme când marele preot va coborî pe pământ, va lăsa deoparte haina aceasta, va îmbrăca haina de judecător, pentru că El este credincios. Dumnezeu este credincios și El va judeca pământul cu dreptate și credincioșie. Haideți să încercăm să vedem ce a însemnat și cum este asociată credincioșia lui Dumnezeu în Vechiul Legământ și ne aducem aminte de felul în care Domnul Iisus, în felul în care Dumnezeu, atunci când se arată lui Iacov, Dumnezeu care se arată lui Iacov în momentul în care se îndrepta către Haran, în Geneza capitolul 28, Dumnezeu îi se arată acolo când în vedenia lui Iacov vede scara care merge până la cer. Iacov capitolul 28 ne este redat de la versetul 10 de până la versetul 15 felul în care Dumnezeu încheie, vorbește lui Iacov despre acest legământ. Sămânța ta, versetul 14, sămânța ta, chiar începând cu versetul 13. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindeni de unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce îți spun. Așa cum spuneam, credincioșia, fidelitatea, este înțeleasă în mod deosebit în legătură cu legământul. Dumnezeu a făcut un legământ. Un legământ cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și în momentul în care Dumnezeu a făcut acest legământ, Dumnezeu va împlini tot ce s-a angajat. După mai mulți ani, chiar zeci de ani, pe drumul
de întoarcere din Haran, plecase spre Haran un Iacov cu un boiac. Și se întorcea acum, o familie din care se puteau face două tabere. Și Iacov spune, eu sunt prea mic pentru toate îndurările, în Geneza, capitolul 32, versetul 10. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o robului tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Dumnezeu este credincios. Prin toate situațiile dificile prin care a trecut Iacov în Haran, Dumnezeu a rămas credincios, Dumnezeu l-a însoțit, Dumnezeu l-a binecuvântat și acum se întorcea. Se întorcea pe pământul făgăduit de Dumnezeu părinților săi. Se întorcea purtând binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Și dacă El a promis binecuvântare lui Iacov, binecuvântarea îi va fi dată. Mai târziu, în Exod, găsim o altă referință la credincioșia lui Dumnezeu. Exod, capitolul 34, versetul 6. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de credincioșie. Era un moment dificil când se reînnoia legământul pe Sinai, după acel moment tragic în care Moise, coborând în vale, găsește un popor deja căzut în idolatria închinării față de acel vițel pe care Aron îl pusese înaintea lor. Dumnezeu se recomandă cu un strigăt lui Moise, amintindu-i atributele sale, perfecțiunile sale, însușirile sale și găsim această însușire alături de plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și plin de credincioșie. Și, în adevăr, credincioșia lui Dumnezeu va însoți acest popor și vom vedea felul în care necredincioșia acestui popor va face să strălucească credincioșia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care va rămâne fidel la ceea ce El a hotărât. Credincioșia lui Dumnezeu aduce siguranță, aduce statornicie, aduce stabilitate. Într-o lume atât de nesigură, atât de instabilă, într-o lume în care toate reperele de moralitate, toate reperele unei societăți care ar trebui să meargă înainte, sunt călcate în picioare. Omul credincios deschide cartea și se întâlnește cu un Dumnezeu credincios. Mai târziu, revenind la drumul în istorie al acestui popor, în Deuteronom, capitolul 7, versetul 9, Moise, în momentul în care stă în fața poporului din câmpia Moabului, Moise aduce aminte despre faptul că Dumnezeu este credincios. Să știi, deci, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea Lui până la miile neam de oameni față de cei ce Îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Statornicie. Israel este un popor sfânt, pus deoparte pentru El, nu pentru vreun merit al Lui. În același context, câteva versete mai înainte, Moise subliniază, nu pentru că erați un popor mare,
Un popor care meritați. Și Domnul v-a ales pentru că v-a iubit. Nu aveți niciun merit. Și el a rămas credincios. Exista deja în urmă această perioadă de 40 de ani în care credincioșia lui Dumnezeu se manifestase, se manifestase în disciplină față de un popor gata să încalce legământul. 40 de ani în care Dumnezeu s-a dovedit credincios. Erau la porțile, la intrarea în țara Canaanului. Și Moise le aduce aminte. Sunteți înaintea lui Dumnezeu. El le reamintește legea lui Dumnezeu, legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei. Și ei trebuiau să nu uite lucrul acesta. În Deuteronom, capitolul 7, versetul 11, în continuare, Moise subliniază, Dumnezeu răsplătește îndată pe cei ce urăsc și îl pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce urăște, ci răsplătește îndată. Un Dumnezeu care rămâne credincios și credincioșia lui Dumnezeu aduce stabilitate atât în binecuvântare, cât și în disciplinare. Lucrul acesta în Deuteronom, capitolul 32, versetul 4, o altă exprimare a lui Moise atunci când îi cântă lui Dumnezeu. El este stânca. Lucrările lui sunt desăvârșite. Toate căile lui sunt drepte. El este stânca. O stâncă de credincioșie care rămâne nemișcată. După o altă perioadă lungă în care poporul ajuns în Canaan va avea o istorie lungă în care se va manifesta în necredincioșie până la momentul în care Dumnezeu va fi nevoit să aplice o disciplină aspră a unei robii de 70 de ani. Și după 70 de ani, poporul va fi trezit de Duhul lui Dumnezeu și va reveni în țara Canaanului. Vor fi mai multe sedi de oameni care vor fi sensibilizați și vor reveni la Ierusalim. Neemia, în capitolul 9, versetul 33, vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu și necredincioșia poporului. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios. Iar noi am făcut rău. Tu te-ai arătat credincios. După 70 de ani, Dumnezeu va readuce în țara Canaan poporul. Într-un moment de pocăință și de post și mărturisire publică, poporul recunoaște. Dumnezeu a fost credincios. Noi am făcut ce este rău. Apoi, sigur că sunt mărturiile prorocilor. În toată această perioadă lungă, în care poporul se dovedește necredincios prin închinare la idoli, prin răutate, prin viclenie, prin crime. Și găsim în multe texte din cuvânt, găsim, iată, în Isaia, capitolul 49, versetul 7. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul, Sfântul Israel, cel care este disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. Israel trebuia să fie o lumină în mijlocul neamurilor. Și Israel va falimenta în această mărturie despre Dumnezeu în mijlocul națiunilor Pământului. Dar Dumnezeu va ridica. Va ridica pe robul celor puternici. Este o imagine profetică a Domnului Iisus care va deveni El, lumina neamurilor, cel credincios. Dumnezeu este credincios.
și credincioșia lui o va arăta mai departe în vremea noului legământ pe care el îl va încheia cu Domnul Iisus Hristos. O să ia de altă parte, vorbind despre această stare profundă de legământ. Efraim mă înconjura cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu, față de Cel Sfânt și credincios. Așa poate fi descrisă în câteva cuvinte istoria acestei relații din Vechiul Legământ a unui Dumnezeu credincios cu un popor necredincios. Chiar și vom vedea și în Noul Legământ, chiar dacă poporul este necredincios, Dumnezeu rămâne credincios. Și aceasta va face să întărească rămășița credincioasă a celor din poporul lui Dumnezeu. Acum, iată un rezumat. Credincioșie și binecuvântare, credincioșie și disciplinare, atunci când una din părți, poporul, nu răspunde cu aceeași credincioșie față de Dumnezeu. Dumnezeu disciplinează, Dumnezeu pedepsește și citind ca oameni credincioși istoria Vechiului Legământ, vedem multe, nenumărate mărturii cu privire la credincioșia lui Dumnezeu manifestate deopotrivă în binecuvântare, dar și în judecată, în belșug, dar și în disciplinare. Acum, haideți să vedem câteva locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, din Noul Legământ, a felului în care se manifestă credincioșia lui Dumnezeu. Și venim mai aproape. Venim aproape de experiența noastră ca oameni credincioși în adunare. De experiența noastră ca oameni care le spunem că suntem credincioși, dar avem și noi momentele noastre de necredincioșie. Și nu trebuie să uităm niciodată că avem de-a face cu un Dumnezeu credincios. Iată 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Zice Apostolul Pavel, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Un Dumnezeu credincios, care ne-a chemat la părtășie. La părtășia care trăiește în această siguranță a așteptării revenirii Domnului Iisus Hristos. Sigur că situația din Corint o știm. O situație dificilă, o situație delicată, o biserică cu multe probleme, o biserică cu multe tendințe de fragmentare, de separare, de dezbinare. Aceasta era biserica din Corint. Și în momentul în care citești la rând, vezi cum apostolul vorbește despre această realitate a unei biserici care se confruntă cu manifestări de necredincioșie a celor care merg și iau parte la această comuniune. Dar apostolul începe în nota aceasta puternic, optimistă. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine ține împreună? Cine păstrează în această părtășie pe orizontală? Este certitudinea că avem un Dumnezeu credincios care ne-a chemat la părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Ce ne ține împreună? Știm și nu facem decât să repetăm faptul că ne strângem în jurul Domnului Iisus Hristos. Când vii la adunare și vii cu această certitudine că te întâlnești cu Domnul Iisus, că vii în preajma Lui, vii în prezența Lui, când El este în centru, atunci comuniunea este plăcută.
Părtășirea e frumoasă. Relațiile între frați sunt frumoase. Când pierzi din vedere lucrul acesta, când pierzi din vedere că Dumnezeu care este credincios ne-a chemat întâi la părtășie cu El, când pierzi din vedere lucrul acesta, atunci cu siguranță că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă și la părinte. Atunci cu siguranță vor apărea acele tendințe de fragmentare, de separare și chiar de dezbinare. Sunt realități departe de noi? Nu. Sunt realități foarte aproape de noi. Și cred că sunt realități care pot caracteriza o biserică, o adunare locală, indiferent în ce context cultural și temporal s-ar afla. În permanență trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este credincios și ne cheamă la părtășie, la comunie, comuniune cu El și cu Fiul Său prea iubit. Tot în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, găsim credincioșia lui Dumnezeu legată de această problemă cu care ne confruntăm în fiecare zi. Această problemă cu care orice credincios copil al lui Dumnezeu se va confrunta la un moment sau altul. Iată ce zice 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Credincioșia lui Dumnezeu ne asigură rezistența în ispită, biruința în ispită. Și Apostolul Iacov, în epistola sa, va întări lucrul acesta în capitolul 1, la versetul 13, și poate că este bine să citim, pentru că nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Iar versetul 12, Apostolul începe cu acest cuvânt: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care o a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Un Dumnezeu care ne ajută să ne asigurăm o cunună. O cunună pe care El o are pentru toți cei ce erau de ispita. Dumnezeu ne vrea acolo încununați. Dumnezeu ne-a făcut promisiunea aceasta că ne va lua la El. Dar Dumnezeu ne vrea încununați. Ne vrea premianți acasă la El. Și împreună cu ispita, și trebuie să fim foarte atenți, pentru că adesea se strecoară mintea noastră când trecem prin situații de încercare, când trecem prin situații în care suntem ispitiți de nemulțumire, ispita de nemulțumire poate să pară una dintre cele mai comune, cele mai puțin periculoase, dar este atât de comună. O ispită față de care atât de adins cădem. Suntem nemulțumiți. Și zicem că e normal să fie așa. Și găsim motive să ne manifestăm nemulțumirea. Și nu ne dăm seama că, de fapt, am căzut în fața acestei ispite a nemulțumirii. O ispită pentru care Domnul a pregătit mijlocul ca să ieșim din ea. Să ne gândim la credincioșia lui Dumnezeu. Să ne gândim la belșugul de binecuvântări pe care El l-a revărsat față de noi. Cum să fim nemulțumit? Când El a adus atâta binecuvântare în viața ta. Când El a adus un viitor și o nădejde în viața noastră. În viața fiecărui copil al Lui. Cum să fim nemulțumit? Și atât de comună
cetarea în fața acestei ispite a nemulțumirii. Împreună cu ispita, Dumnezeu are întotdeauna și un antidot, pe care cel credincios îl va găsi. Și în momentul în care îl va găsi și va trece în viitor, atunci poate să-L laude de Dumnezeu. Doamne, Tu ești credincios. Tu m-ai ajutat să trec din nou peste un moment de nemulțumire. Și sunt nemulțumiri de toate felurile. Nemulțumiri acasă, nemulțumiri la servici, nemulțumiri la adunare. Peste tot putem găsi nemulțumiri. Domnul încăduie situații în care aparent mi se pare normal să fim nemulțumiți. Domnul ne îngăduie pentru că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea. Este foarte importantă asocierea aceasta între credincioșia lui Dumnezeu și ispita. Am vorbit în mod deosebit poate de această ispită a nemulțumirii, dar sunt atâtea ispite în viață. În funcție de perioada de vârstă prin care trecem, ne gândim în mod deosebit la generația tânără, atât de ispitită, pe toate planurile. Să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru credincioșia lor, să ne rugăm ca Domnul să-i ajute să înțeleagă că împreună cu orice ispită, că este la locul de muncă, că este o ispită a trupului, că este o ispită de orice fel, Domnul are un mijloc și avem slujba aceasta față de generația copiilor noștri, să-i ajutăm să treacă prin mulțimea ispitelor cu care generațiile care vin după noi sunt confruntate. Și noi înșine suntem confruntați. Dumnezeu este credincios. Și găsim la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost da și nu, spune Apostolul Pavel. Aici este iarăși un aspect delicat. Credincioșia lui Dumnezeu legată de formarea unui caracter frumos în viața omului credincios. Un caracter după modelul Domnului Iisus. Și Apostolul continuă acolo, Domnul Iisus Hristos nu este da și nu, ci în El este doar da. Un caracter frumos pe care trebuie să-L lăsăm pe Domnul să lucreze și în viața noastră. Da și nu, nu și da, nu se pot înmărâchea. Cântau copiii noștri când erau la școala duminicală. Un adevăr fundamental care trebuie sădit în inima omului încă din vârstele cele mai mici. Un adevăr care trebuie să formeze un caracter. Un caracter care, dacă a zis da, este da, și dacă a zis nu, este nu. Nu un caracter care ondulează. Și da, și nu, funcție de conjuncturi. Păi am zis da, dar de fapt erau niște clauze acolo. Nu. Domnul Iisus Hristos, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Avem nevoie de un Dumnezeu credincios care să ne ajute și pe noi, ca să, în credincioșia noastră, să lăsăm lucrarea Lui în viața noastră, să zidească o inimă nouă, un caracter nou, frumos. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Credincios este Dumnezeu, El vă va întări. Avem siguranța consolidării și a protecției lui Dumnezeu. El ne va întări și El ne va păzi de cel rău. Așa cum am văzut în context, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, este credincioșia lui Dumnezeu care ne dă certitudinea sfințirii Lui. Credincioșia lui Dumnezeu care ne dă siguranța mântuirii. Acum aș vrea să venim puțin la un loc un pic mai dificil, mai delicat,
pe care aș vrea să discutăm împreună este un loc pe care îl găsim la 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 11. 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 11. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răutăm, vom fi și împărăți cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte. Față de textul acesta pot apărea certuri de cuvinte și trebuie să fim atenți. Pentru că, în adevăr, dacă citim într-o lectură superficială, s-ar putea să ajungem la niște concluzii care să nege credincioșia lui Dumnezeu. Și termenul care încurcă sau pare să încurce cel mai mult pe unii credincioși este acest: dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Este scris, frate, așa? Este scris. Putem să spunem altfel? Dar ce înțelegem din asta? Faptul că noi ne lepădăm de El, faptul că noi adesea îl abandonăm în gândurile noastre, este ușor de înțeles. Faptul că noi suntem necredincioși este o experiență atât de comună, din nefericire, pentru noi toți. Faptul că uităm de El în mersul nostru pe acest pământ este atât de comun. Ce înseamnă această: dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi? Ce înseamnă această lepădare a lui Dumnezeu de cel credincios? Cu siguranță trebuie să înțelegem această lepădare în contextul general al Scripturii, în contextul a ceea ce am vorbit până acum despre credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că finalul este, dacă noi suntem necredincioși, El totuși rămâne credincios. Și mai este un text care ne ajută. În disciplină, da, Dumnezeu se poate lepăda de cei credincioși. Și vreme îndelungată, și așa cum am văzut în istoria lui Israel, 70 de ani, părea că Dumnezeu a lepădat pe poporul său. Și dacă ar fi întrebat un izraelit sau un iudeu în această diasporă prelungită, ce mai știi de ne-a lepădat. Acum ne descurcăm și noi cum putem aici. Ne-am făcut și o sinagogă, mai citim și noi în sinagogă, da? Iată-ne că au trecut 10 de ani, iată, 70 de ani, au trecut și Dumnezeu tace. E doar că ne-a lepădat Dumnezeu. Găsim un text care ne ajută să înțelegem. În Cântecele lui Ieremia, capitolul 3, versetul 31, găsim o cheie. Cântecele lui Ieremia, capitolul 3, versetul 31. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Și recitesc apoi, citesc apoi și de la versetul 22. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Și se numesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta
este atât de mare. Și credincioșia ta este atât de mare. A revelat omul pe poporul său? Și apostolul are un răspuns și are o explicație în detaliu. A revelat omul pe poporul său? Da. În momentul în care poporul îl leapădă pe Dumnezeu, este inutil să mai pui problema că Dumnezeu este cu poporul său, în sensul acesta al unei relații nemijlocite. În momentul în care poporul l-a lăsat deoparte pe Dumnezeu, și acum marea problemă și marea dramă a copiilor lui Dumnezeu, și noi știm într-o asociere cu copiii noștri, care trec prin momente în care nu vor să mai știe de noi. Nu? Sunt și momente de felul acesta, în care copiii noștri nu mai vor să știe de principiile noastre. Le abandonează într-o exprimare care este foarte plastică și dar foarte, foarte dificilă uneori de primit. Copiii noștri ne leapădă. Sigur că noi nu îi depădăm în sensul, dar în sensul în care o fac ei. Noi rămânem credincioși în dragostea lor față de ei. Dar dacă noi insistăm încă, în momentul în care ei vedem că ei ne lasă deoparte, în gândirea noastră, în felul nostru de, în practicile noastre, dacă noi continuăm să încercăm să-i ținem la felul nostru, care este efectul? Răsfrătirea și mai mare. Și atunci Dumnezeu este clar că în momentul în care poporul se leapădă de el, și Dumnezeu se va lepăda de popor. Pentru că dacă Dumnezeu va încerca mai departe, de fapt răzvrătirea, efectul va fi invers. Răzvrătirea nu va se va mișora. Răzvrătirea va crește. De aceea, trebuie să fim atenți când citim textul acesta din 2 Timotei, capitolul 2. Dacă el, dacă noi ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Dar Domnul nu leapădă pentru totdeauna. Iar când este vorba de copiii săi, cu siguranță va avea măsurile lui de disciplinare. Unul poate măsuri extreme de disciplinare față de copiii săi. Și nu este timpul acum să intrăm în detaliul acestui proces de disciplinare pe care Domnul îl administrează în casa lui. Un proces de disciplinare adesea foarte dificil de administrat în casa lui Dumnezeu. Pentru că disciplina în casa lui Dumnezeu este o slujbă pe care Dumnezeu a delegat-o unor frați și mărturisim cu toată deschiderea, este poate slujba cea mai neglijată în adunare. Pentru că e o slujbă care aduce resentimente, aduce manifestări de răzvrătire, poate aduce dezbinare. În momentul în care se pune problema exercitării disciplinării lui Dumnezeu, în momentul în care un copil sau mai mulți copii au abandonat, au lepădat adevărurile despre adunarea lui Dumnezeu, adevărurile despre familia omului credincios, adevărurile despre felul în care trebuie să trăiești pe pământ viața de om mântuit, în momentul în care unul sau altul sau mai mulți lepădă, neglijează, face abstracție despre ceea ce, iată, ceea ce vorbea apostolul aici. Adevărat este cuvântul acesta, am murit împreună cu el, vom și trăi împreună. Câți dintre copiii lui Dumnezeu trăiesc realitatea acestui adevăr? Că o viață de credință autentică, mântuirea prezentă se trăiește prin experiența morții Domnului Iisus, în mod personal. Nu mori împreună cu El, nu poți trăi viața de înviere. Și iarăși nu este timpul acum, sunt subiecte care au fost abordate și probabil că vor mai fi abordate în adunarea noastră. Dar trebuie să fim foarte atenți. Niciodată lepădarea despre care vorbește aici apostolul Pavel nu este vorba despre incertitudine, nesiguranță,
temere a fi sau a nu fi copil al lui Dumnezeu. Și cuvântul vine și spune că tocmai pentru că suntem copii, suntem disciplinați de Dumnezeu. Dacă am venit, așa cum este expresia Scripturii, fecior din curvie, nu am avut nicio problemă. Dar tocmai pentru că suntem copii, suntem disciplinați de Dumnezeu. Și avem nevoie. Este cealaltă față a dragostei lui Dumnezeu. O dragoste care binecuvintează și Dumnezeu este credincios și El binecuvintează. Și o dragoste care disciplinează și Dumnezeu este credincios. Tocmai pentru că suntem ai Lui, trebuie să trăim și să simțim această groază a momentelor în care vedem că Dumnezeu nu mai este cu noi. Pentru că doar în momentul în care realizăm că Dumnezeu nu mai este cu noi, sau Dumnezeu nu se poate asocia felului nostru de trăire, nu după modelul morții împreună cu Domnul Iisus Hristos, ci după modelul acestei lumi. O viață de creștin lumești. Și așa cum făceam referire, Apostolul Pavel va vorbi despre lucrul acesta în 1 Corinteni. Pentru că, în adevăr, în biserica de la Corint erau mulți credincioși care trăiau această imaturitate spirituală, această viață care, la un moment dat, nu-i deosebea cu nimic despre pe ei ca oameni credincioși de oamenii din lume. Iată de ce adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Iată repere ale unei vieți trăită în dependență de Domnul. Repere ale unei vieți care trebuie trăită în așa fel încât să fie scos în evidență Domnul Iisus. El este credincios. El ne va arăta, ne va ajuta în continuare. Credincioșia Domnului Iisus Hristos ne va ajuta, găsim în 1 Petru o altă urmare, o altă asociere a credincioșiei lui Dumnezeu cu suferința. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 19, găsim: așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Credinciosul ziditor este reperul de care ne legăm ca oameni credincioși atunci când trebuie să suferim. Atunci când trebuie să suferim, și aici trebuie să fim foarte atenți, când trebuie să suferim pentru El, la această suferință face referire Apostolul Petru atunci când vorbește în versetul acesta. Pentru că, în adevăr, tematica epistolei întâi a lui Petru este și această suferință pentru cei ce trăiesc o viață dedicată. Pentru cei ce trăiesc în credință. Iată, am încercat în aceste minute care ne-au stat înainte, am încercat să vedem ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu. Ce aduce ea belșug de binecuvântare? Aduce stabilitate în viața de credință, dar aduce și disciplină. Aduce împliniri ale binecuvântărilor, aduce împliniri ale promisiunilor. Credincioșia lui Dumnezeu merge împreună cu bunătatea Lui, dar merge împreună și cu dreptatea Lui, și cu sfințenia Lui, și cu disciplina Lui. Și lucrul acesta este valabil și în Vechiul Legământ, și în Noul Legământ. Acel legământ mai bun, legământul Domnului Iisus Hristos, legământul care ne vizează pe noi ca oameni credincioși. Așa cum am văzut, slujba Domnului Iisus în adunare este o slujbă de credincioșie. El este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, așa se spune Apostolul Pavel în Evrei. El este credincios și El ne cheamă la părtășia cu El. El ne cheamă la această plăcută comuniune cu Dumnezeu și cu noi împreună
pe orizontală ca frați și surori. Credincioșia lui Dumnezeu ne dă certitudinea mântuirii, a sfințirii. Ne ajută să formăm un caracter frumos în care darul nostru să fie dat. Ne dăm siguranța iertării. Credincioșia lui Dumnezeu ne dă siguranța iertării. Ne dăm și certitudinea că atunci când vom greși, nu vom fi lăsați, vom fi disciplinați. Pentru că ne iubește Dumnezeu, de aceea ne disciplinează, ne pedepsește. Acesta este Dumnezeul credincios. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Tatăl nostru. Acesta este Mântuitorul nostru. Acesta este Dumnezeu, Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. El este, a fost și va rămâne pentru veșnicie credincios, pentru ca să trăim o viață de credință stabilă, o mărturie puternică și pentru slava Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Amin.